Este vorba de organizarea la Târgoviște, pentru prima dată a concursului național Special Olympics. Este cea mai mare competiție dedicată persoanelor cu dizabilități intelectuale din România. Ne bucurăm să avem alături de noi la această conferință de presă pe domnul Cristian Ispas, care este director al Fundației Special Olympics România. Fundație care are un rol deosebit de important în organizarea acestei competiții. De fapt, este mult mai mult decât o competiție. Este o activitate complexă, o activitate care este adresată persoanelor cu dizabilități intelectuale, dar în egală măsură este adresată și societății. O activitate de natură să contribuie pe de o parte la evaluarea stării de sănătate a participanților și, bineînțeles, să contribuie la promovarea sportului, promovarea sănătății. Cred că este un eveniment care va suscita un interes deosebit. Primăria Municipului Târgoviște, prin Complexul Turistic de Natație Târgoviște, este onorată să poată să fie partener într-un asemenea eveniment absolut deosebit. Locațiile unde se va desfășura activitatea propriu-zisă, în mare discutăm de sala de sport de la Liceul Nicolae Ciolănescu, discutăm de stadionul municipal, discutăm de bazinul olimpic din cadrul Complexului Turistic de Natație din Târgoviște. De asemenea, vom avea în cursul zilei de sâmbătă o activitate deosebită, începând cu orele 17 până la ora 19. Este vorba de ceremonia de deschidere, de fapt, și de o flacără specială care va fi purtată. Practic este echivalentul flăcării olimpice și cred că, repet, va exista un interes deosebit pentru acest tip de competiție.